Avem nevoie de efectuarea de teste cutanate PRIC sau și teste serologice, depinde în ce etapă se prezintă pacientul la medic. Nu întotdeauna se pot face testele cutanate la prima întâlnire cu medicul alergolog, depinde ce intensitate au simptomele pacientului, depinde ce medicație are la momentul în care se prezintă la un consult și de asemenea avem la dispoziție în momentul de față o multitudine de teste serologice care ne pot ajuta în nuanțarea, să zicem, a alergiilor pacientului, în sensul că un pacient poate să aibă, să spunem, mai multe teste cutanate sau serologice pe metode clasice modificate, care să sugereze mai multe alergii și, de fapt, prin metode moderne de diagnostic, ceea ce noi numim diagnostic molecular, să putem diferenția ceea ce este alergie reală de ceea ce este o alergie prin reacție încrucișată.